Vaccinarea indirect obligatorie a creat indignare și revoltă în rândul populației, atât pentru cei care îl impun, cât și pentru imunizarea propriu-zisă. Se pare că forțarea cetățenilor de a se vaccina cu un ser anticovid nu a dat roade, ci din contră, a creat un val de controverse. Zeci de mii de români aleg și în prezent varianta de a nu se vaccina. Teama de reacții adverse și insuficiența informațiilor reprezintă principalele motive invocate de persoane pentru a amâna sau a refuza imunizarea cu un ser anticovid. Principalele motive pentru că nu m-am vaccinat, n-am încredere în vaccin. În primul rând. Mai este teamă și de posibilele reacții adverse? Da, și de reacțiile adverse care nu se cunosc încă în mare parte. Alte persoane doresc să mai aștepte, deci încă nu sunt convinse de eficiența, utilitatea și de beneficiile vaccinului. Practic, sunt împotriva ideii de imunizare în general. Părerea mea este că lumea să nu se vaccineze, că asta e tot o minciună. De asemenea, avem și români care s-au vaccinat, inclusiv cu a treia doză, iar în jurul lor aud prietenii, rude sau apropiați cu diferite păreri despre imunizarea anticovid-19. Lipsa de educație și, eu știu eu, plecarea urechii la teoriile astea conspiraționiste care poluează informația și cu atâta explozie de informație, lumea nu mai știe ce să creadă. Dar credeți că autoritățile au reușit să convingă populația sau o fac într-un mod greșit? Autoritățile nu a spune că nu au reușit să convingă. Ele au făcut tot ce au putut, autoritățile, pentru ca să ducă o campanie pro-vaccinare. Dar eu știu eu, teama asta de necunoscut, teama de reacțiile adverse ale vaccinului, teama și probabil că trebuia făcut mai mult în direcția asta. O problemă pentru care multe persoane aleg să nu se vaccineze este obligativitatea indirectă a imunizării. Această măsură nu a dat roade până în acest moment, ci din contră a speriat jumătate de țară. M-am vaccinat, am două vaccinuri, Pfizer, prima etapă și a doua, da. Auziți oamenii în jurul dumneavoastră care sunt contra vaccinului? Da, sunt. Și care sunt principii? Nu fac bine, că tot noi îngreunăm situația. Dar dacă asta e decizia lor, fiecare... Dar așa ar trebui să respectăm decizia fiecăruia. Care sunt principalele motive pentru care nu se vaccinează? Cred că sperietura. Le e frică, s-au speriat. Crezi că reacțiile adverse, posibilele... La mine de ce? Că eu am două stenduri puse la inimă din 2013 și am făcut Pfizer-ul și prima etapă și a doua etapă, din martie, după 10 martie. Și acum aștept să prin rând să o fac și pe a treia. Considerați că obligativitatea vaccinării împinge să nu se vaccineze? Da. Oamenii invidioși. Nu trebuie să ne forțeze, să lase pe fiecare să meargă când hotărăște, când decide fiecare. Nu trebuie forța asta face omul răzbunător. Au tot timpul oamenii care sunt contra și încerc să le explic că asta e singura modalitate. Să ne scăpăm de pandemie, numai să facem vaccinul. Care sunt principalele motive pentru care nu se vaccinează? Ce vă spun? Le este teamă pentru că se ia tot ce vede mass media. Toate porcările care se dau pe rețelele de socializare, inclusiv la TV. Și de asta lumea care nu gândește la nivelul care trebuie să sperie, le ia de bune. Românii nu sunt încă convinși de imunizarea anticovid-19, iar faptul că sunt obligați îi determină să facă încă un pas în spate, în anumite situații. Inclusiv sunt persoane care ar prefera să își pierdă jobul decât să fie constrânși de această condiție. Nu sunt de acord cu vaccinul obligatoriu. Trebuie să lămurească oamenii să-l facă de bună voie. Mă înțeles, arăți? Deci nu sunt de acord să mă forțez. Mă duc eu de bună voie, lămurește-mă, hai să mai stăm de vorbă, hai să mai comentăm. Dar cu vaccinul, că să-l pui să îl forțez pe om, nu mi se pare normal. Dacă ați fi obligat la locul de muncă să vă vaccinați, ce ați alege? Nu m-aș vaccina și plec acasă. Dacă la locul de muncă vi s-ar impune să vă vaccinați, ce ați alege? Mai bine mă duc pe omor. Vaccinarea anticovid-19 este și la momentul actual un subiect controversat în țara noastră.